Aș vrea să continuăm să deschidem Biblia la Psalmul 23. Este un psalm care mulți dintre noi îl știm din copilărie, așa cum spunea și fratele Flaviu, un psalm frumos care cred că ne va unge inima fiecăruia dintre noi. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Toiagul și nu iau ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Domnului, vă rog să ocupați locurile. Mesajul din această zi se numește Jehova rohi, Domnul este păstorul meu. Și ne rugăm ca Domnul să fie păstorul nostru la fiecare în parte. Prințul predicatorilor Charles Spurgeon, în anul, în anii 1800, spune că acest psalm, Psalmul 23, a fost scris de David Într-un moment în care el era mai înaintat în vârstă, era deja împărat al lui Israel, înaintat în vârstă și atunci a pus mâna pe Penel și a pus aceste cuvinte jos. Și noi de atunci le avem și le ținem uh, lângă noi, lângă sufletul nostru. Și desigur, împăratul David, chiar dacă era împărat își aduce aminte de timpul în care era păstor și mergea cu oile, mergea să le conducă în pustiu, avea grijă de ele. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată cu oile la stână. Eu pot să ridic mâna sus ca am fost, dar mai este cineva care a fost, mai este o mână sau două care au fost cu oile. Este cum să vă spun, parcă este o viață liniștită acolo, fără stres, mai ales când ciobanul îți dă o bucată de caș din la proaspăt, parcă intri într-o altă lume. Este ceva extraordinar și David, fiind împărat, își aduce aminte de timpul acela când era păstor. Și desigur să fii un ciobănaș la oi nu era cea mai, să zic, nobilă meserie, era una dintre meseriile de jos, la talpa, la talpa societății. Dar David își aduce aminte și nu este rușine că a fost într-o zi un simplu ciobănaș care mergea pe câmpuri cu oile. Vedeți, noi, ca oameni, de multe ori ne este rușine să spunem dacă am fost în tinerețe zugrav și am dat cu pensula. Și am dus gunoiul și am lucrat la bucătărie, nu știu pe unde, câte jumătate de lună sau o lună și am tăiat ceapa. Parcă nu este rușine. Dar împăratul lui David nu i-a fost rușine să spună, am fost un păstoraș. Și Dumnezeu de acolo, de la oi, m-a ridicat și m-a făcut împărat. Dar nu numai atâta, el îl vede pe Dumnezeu ca și un mare păstor, un adevărat păstor care îngrijește de oile sale și îl declară pe Dumnezeu și spune Domnul este păstorul meu. Slăvit să fie numele Lui, că El este și păstorul nostru. El este păstorul tău și este păstorul meu. Este bunul păstor, este marele păstor, El este Dumnezeu nostru și îl slăvim și îl binecuvântăm în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Dragi frați și surori, îmi aduc aminte că m-am conectat cu un domn, mai de mult în urmă cu 15 ani, cu domnul Alfred, aici, în Charlotte, în zona noastră. Și el a fost un avocat foarte vestit, prosper, și mă chema adesea să lucrez la el în curte. Să-i mut câte o floare. Era la o vârstă înaintată, avea 80 și ceva de ani, soția lui. Uh, Carol avea și ea 77 de ani, oameni înaintați care au fost prosperi toată viața, au strâns la casa lor și bărci și toate jucăriile acestea cu o casă frumoasă pe lac și mă suna adesea și spunea Adrian, nu vrei să vii să muți niște, niște floricele dintr-o parte în alta? Cred că mă chema mai mult, nu știu, să le țin companie sau nu știu de ce mă chemau. Dar mă chemau la ei și mă duceam cu toată plăcerea. acești oameni, de acest bărbat de succes, vorbeam cu el adesea și uh, a, a avut uh, spre finalul vieții un cancer mai agresiv care l-a pus la pat și uh, mergeam la el în cameră și vorbeam cu el și avea acolo psalmii lui David. Și mi-a spus foarte transparent și onest, zice, toată viața am fost în vârful piramidei, am avut toate jucăriile care și le doresc oamenii. Dar zice, spre finalul vieții a trebuit să le dau una câte alta și zice, îmi găsesc acum plăcerea în cuvântul lui Dumnezeu și citesc psalmii lui David. Citesc psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Și mi-a rămas, mi a rămas, cum să vă spun, parcă mi-a împrântat sufletul acel bătrânel care spre finalul vieții își găsea liniștea în prezența lui Dumnezeu. Și vorbea cu mine un simplu cetățean, un simplu om, un simplu tinerel, povestea cu mine despre marele păstor. Aș vrea să vă spun Că nu numai domnul Alfred și-a găsit liniștea în psalmul 23. Au fost soldați pe câmpul de luptă care și-au găsit liniștea în psalmul 23. Au fost văduve în decursul istoriei care s-au simțit singure și și-au găsit liniștea că Domnul este păstorul lor. Au fost muribunzi oameni la capul patului, la care s-au dus pastorii, preoții, rabinii și au întrebat ce vrei să-ți citesc. Și oamenii au spus, citește în psalmul 23. Pentru că mulți oameni au găsit în acest psalm și în faptul că Domnul este păstorul nostru, au găsit liniște și bucurie. Mă rog ca fiecare dintre noi, oricare am fi, aici sau pe undele internetului, să ne găsim și noi această bucurie că Domnul este păstorul nostru. Și când îl avem pe el aproape, putem să mergem în această viață liniștiți și bucuroși. Jehova Rohi, Domnul este păstorul meu, Domnul este păstorul tău. Slăvit să fie în numele Lui. Să ținem acest, acest adevăr aproape de sufletul nostru. Vedeți acest psalm în care uh, ni se prezintă sau uh, David îl prezintă pe Domnul ca fiind păstorul, este un psalm a zice eu de suflet. Ăsta sunt primele cuvinte pe care le-am le auzit din Biblie. Nu știu dacă v-am spus, tata a fost uh, uh, la partidul comunist. Și acolo avea diferite poziții și n-a vrut să afle de Dumnezeu. N-a vrut nici de cum să afle. El a închis ușa lui Dumnezeu și a deschis ușa comunismului și ateismului. Și bunica, mama lui, a spus, măi Mihai, Dumnezeu este cel care conduce istoria. Bun -ă, mamă, adică bunica mea, nu vreau să mai a -a aud de Dumnezeu. Și eu, ca și copil, petreceam vara acolo și bunica m-a învățat acest psalm. Este primul psalm care l-am învățat și care l-am auzit din cuvântul lui Dumnezeu. Este un psalm pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să vedem câteva aspecte pentru inima noastră din acest psalm pe care le face Jehova Rohi, Domnul păstorul nostru. Vedeți, dumneavoastră, zice Biblia, Domnul este Păstorul meu. Este, la prezent. Nu că a fost, nu că va fi, este în prezent. Și El trebuie să meargă ca un Păstor împreună cu noi, în prezent. Domnul este Păstorul meu, Domnul este Păstorul tău. Și spune Biblia, nu voi duce lipsă de nimic. Asta este un verset excepțional. Dacă se poate proiecta versetul acesta, versetul întâi. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Haideți să spunem acest psalm, acest verset împreună. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, diavolul spune în cartea FSA, în capitolul 6, că își potrivește săgeata și trage săgeți arzătoare împotriva copiilor lui Dumnezeu. Asta face diavolul. Le bag acolo în, în cazanul cu smoală, să ardă bine, le dă foc și apoi trage și țintește copiii lui Dumnezeu. Adică pe cine? Pe mine și pe tine cu săgeți arzătoare săgeți de îngrijorare, săgeți de apăsare, măi, oare cum va fi? Voi reuși sau nu voi reuși? Cum va fi în ziua de mâine? Dar vedeți, acest verset de aici, eu l-am denumit scutul credinței. Scutul cu care oprești orice săgeată arzătoare a celui rău. Când trage satana, diavolul, o săgeată de îngrijorare și spune, nu vei reuși în ziua de mâine, adu acest verset în sufletul tău ca și un scut al credinței. Satano, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Slăvit să fie numele Domnului. Când te atacă la nivelul minții, adu acest verset. Adui prezinte acest verset. Este o realitate pe care dacă o ții în sufletul tău, ai biruință. Când îți strage o săgeată de îngrijorare, de boală, de apăsare, cum va fi în ziua de mâine? Cum voi face cu tare și cu tare? Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Nu știu cum va face Domnul, nu știu cum le va învârti, dar el este acela care îmi va purta de grijă și spunem: Slăvit să fie numele Domnului. Țineți acest scut al credinței aproape de sufletul dumneavoastră. Spune: Doamne, nu știu, dar știu că am această asigurare din cuvântul tău. Apoi, cuvântul continuă și spune în versetul 2 din acest psalm: Spune foarte frumos: El mă paște în pășuni verzi. Și mă duce la ape de odihnă. Vedeți, dumneavoastră, păstorii din Orientul Mijlociu, din Middle East, de acolo, din Israel, Palestina, acea zonă, ei mergeau în fața oilor. Eu am fost și în România și, nu știu, unii ciobani mergeau în spatele oilor. Dar păstorii de aici, ca să înțelegem mai bine psalmul, păstorii de aici, din, din, la care se referă David, păstorul nostru Dumnezeu și păstorii de acolo mergeau înaintea oilor. Ei mergeau primii cu acel toiag în mână, oile veneau în spate și mai avea vreo 3-4 câini acolo care lătrau și care rămâneau oile, eu știu pe unde, le mai lătrau să vină în turmă. Asta este imaginea și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre această imagine. Păstorul avea intenția, să le ducă pe oi, să ducă turma la pășuni verzi. Asta a fost intenția păstorului și să le ducă la ape de odihnă. Desigur, ducea poate oile în niște teritorii care erau uscate, poate era pustie și trebuiau să le traverseze ca să ajungă la, la, la pășunile verzi trebuiau să le traverseze, dar oile niciodată nu puneau întrebarea Domnule Cioban, unde ne duci prin această pustie? Noi știm mai bine ca tine. Niciodată nu se punea întrebarea aceasta. Pentru că ele, oile din timpul acela îl urmau pe păstor, pe păstorașul David sau cine era, le urma și știau că sunt duse, dacă știau, la pășunile verzi și la apele de odihnă. În același fel, în același fel, Dumnezeul din ceruri este Păstorul nostru, la fiecare dintre noi. Este Păstorul nostru al Sufletului nostru. Și acest păstor, de multe ori, ne duce și pe noi înspre pășunile verzi. Da, Doamne, de multe ori trecem prin teritorii care sunt aride și ne întrebăm, Doamne, oare când ajungem la pășunile verzi? Aș vrea să vă spun că Marele Păstor Dumnezeu știe mai bine care este traiectoria. Noi, ca oameni, tu și cu mine, avem atâtea întrebări, Doamne, cum și ce? Cuvântul lui Dumnezeu în această zi ne cheamă pe fiecare în parte să ne încredem în Domnul și să avem răbdare. Spuneți-mi la lucrul acesta. Să ne încredem în Domnul. Nu știu cum e viața ta, pe unde treci. Poate ești într-o zonă a pășunilor verzi, poate ești într-o zonă apei de odihne. poate ești într-o zonă aridă. Nu știu pe unde ești. Dar vreau să-ți garantez din cuvântul Domnului: El ne paște, mă paște personal și pe tine în pășuni verzi. Nu înțelegem de multe ori pe unde trecem, cum trecem dar avem această siguranță că Domnul ne duce la pășunile verzi. Ne aducem aminte de Ilie din Biblie. Totul a secat. Totul a fost sec. N-a venit un strop de ploaie, o linguriță măcar de ploaie pe fața acelei regiuni geografice. Și ce a spus Domnul Ilie? Ilie, eu am pentru tine un loc în care este pășune verde. Doamne, nu mai este apă niciunde. Ilie, ascultă glasul meu, cum spunea și fratele uh, Flaviu. Ascultă glasul Domnului. Ilie, este aici pârâul cherit în care vreau să te duc? Și dacă tu asculti și mergi acolo, nu este o oază grozav de mare să impresioneze, dar îți ține viața și sănătatea intactă. Și fratele Ilie s-a dus acolo și a găsit pârul cherit în care era apă și era pășune pentru viața lui, pășune verde. Și nu numai atâta. Vedeți, în dimensiunea aceasta a naturalului, dar Dumnezeu a poruncit și corbilor. Ce a spus corbilor? Mergeți, luați de pe masa împăratului și duceți-i lui Ilie. Ce vedem în această imagine? Vedem că Dumnezeu l-a luat pe Ilie și l-a dus la pășunia verde. Dacă acest lucru este valabil pentru Ilie, oare nu este valabil și pentru noi? Oare nu este valabil și pentru tine? Poate te îngrijoresc cu ceva, nu știu. Poate ai o apăsare, poate ai o întrebare în minte. Doamne, cum? Vreau să vă spun, aveți încredere în Dumnezeu. Dumnezeu are cele mai bune planuri pentru fiecare dintre noi. Dumnezeul din ceruri, dacă te uiți în istoria vieții tale și eu mă uit în istoria vieții mele, poți să văd din hartă mâna lui Dumnezeu cum a lucrat. Poți să vezi tu mâna lui Dumnezeu în viața copiilor, în viața sănătății mâna lui Dumnezeu. Dacă mâna Domnului a fost activă în trecut, oare nu este și în prezent. Doamne, slăvit să fie numele tău! Domnul ne duce la pășuni verzi și spune cuvântul continuă foarte frumos. Vreau să subliniez și acest aspect și mă duce la ape de odihnă. Vedeți, apele pot să fie de mai multe feluri. Pot să fie ape de odihnă, pot să fie ape tulburi. O să fie ape amare, așa cum a fost în cartea Exod, când a ajuns poporul. Să ajungi la niște ape care pur și simplu sunt amare în viața ta. Sunt diferite ape, sunt ape otrăvite, sunt tot felul de ape. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în această zi că El care este Jehova Rohi ne duce la ape de odihnă foarte important în viața de credință, dragi frați și surori, să avem o dihnă spirituală. Este foarte important, o dihnă spirituală. Și spune Psalmul 63 cu versetul 1, spune așa, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut. Îmi însetează sufletul după tine îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Vedeți, sufletul nostru, cum spunea și Augustin altădată, își găsește odihna numai în Dumnezeu. Sufletul, vedeți, este însetat. Sufletul tău, al tău, al meu, este un suflet care are nevoie de apa prezenței divine. Și ce am observat la mine, vă spun la mine și vă spun și la alți oameni care am observat lucrul acesta, vedeți, de multe ori ne hrănim sau ne adăpăm cu alte ape care avem impresia că ne uh, alină setea Sufletului. Și de multe ori intrăm într-un, poate, program foarte aglomerat. Poate adesea credem că o idee genială uh, o să ne aducă bucuria Sufletului sau poate o persoană. Sau poate uh, eu știu un job, sau poate eu știu ce facem noi care cumva să potolească setea Sufletului. Dragi frați și surori, setea Sufletului tău și a meu se liniștește și se potolește, se adapă numai în prezența Domnului. Spuneți amin la lucrul acesta. Vedeți, dumneavoastră, de multe ori uh, am observat la mine, am observat la alții. Dumnezeu are această metodă să ne aducă la apa vieții. Pe toți dintre noi. Pe toți, absolut pe toți. Dumnezeu are o metodă. Pentru fiecare e diferită. Dar când te vede că ești atât de băgat în lucrurile lumii, îți spune, fiule, eu te iubesc așa de mult că aș vrea din nou să vin a prezenței mele în cuvânt și în Duhul Sfânt și vreau să te aduc lângă mine. Și noi parcă nu înțelegem și Domnul are așa un mecanism al Lui pe fiecare dintre noi să ne aducă în prezența Lui. Ne presează cu ceva. Ori ne presează cu banii, ori ne presează cu sănătatea, ori ne presează cu o durere și ne cheamă Dumnezeu unde? În prezența Lui la apa vieții. A trăit acest, acest, aspect? Câți dintre dumneavoastră a trăit acest aspect? Unii l-ați trăit, unii o să-l trăiți. Dumnezeu ne cheamă la El. Și când suntem prea prinși cu lucrurile Lumii, Dumnezeu spune, fiule și fico, vino înapoi la apa vieții. Și apa vieții este doar în prezența Domnului, doar în prezența Cuvântului și în prezența Duhului Sfânt, când, când lăsăm ca, ca prezența Lui să ne, să ne lumineze inima și să ne lumineze Sufletul aș vrea să mai subliniez încă un verset din Apocalipsa 7, care a fost citit în mișocul nostru, 7 cu 17. Uitați ce spune Biblia. Căci mielul, adică Domnul Isus, Apocalipsa 7 cu 17, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Dumnezeul din ceruri ne va duce la izvoarele apelor vii. Pentru că sufletul nostru are dorință, așa ne-a creat Domnul, El ne duce la izvorul apelor vii. Dar ce este foarte important în acest verset, dacă vedeți, spune căci mielul care a fost junghiat, Domnul Isus care a fost pe acest pământ, care a trecut prin toate încercările și spitele, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Asta este o veste extraordinară. Să-L ai pe Domnul Isus, păstorul tău, care a trecut ca și miel prin toate suferințele și te înțelege și-ți cunoaște durerea. Nu este un păstor adevărat? Este marele păstor care se apropie și ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Și spune Biblia, și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă în această lume avem lacrimi, aș vrea să vă spun, Dumnezeul din ceruri scoate Batista și ne șterge la fiecare lacrimile. Și dacă avem încercări în această viață și vor veni mai multe și mai multe, că așa ne face Dumnezeu tari. Dar Dumnezeu are o batista harului și ne șterge la fiecare lacrimile pentru că este păstorul cel bun căruia îi pasă de noi. Nu este numai creatorul universului, care a spus, uh, Jehova Elohim a spus să fie lumină și a fost lumină, să fie întuneric, să fie apă, să fie animale și au venit toate în ființă. Când spune Jehova Roh, Rohi, este păstorul cu Batista, este Dumnezeul mare care se apropie de noi și ne șterge orice lacrimă. Zic slăvit să fie numele Domnului pentru acest lucru. Aș vrea să continui și aș vrea să mai subliniez două aspecte din acest psalm, timpul zboară. Aș vrea să citesc versetul 4. Mi se pare un verset pentru sufletul nostru care spune așa. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Vedeți dumneavoastră, există această expresie, nu știu cum a găsit-o împăratul David, acest, acest uh, uh, scritor al cuvântului. Nu mă tem de niciun rău. Vedeți, există în momentul în care treci prin valea umbrei morții sau prin încercare, există un duh al fricii. Nu știu dacă dumneavoastră l-ați conștientizat. Dar când cineva trece printr-o o vale, printr-o boală, printr-o apăsare, printr-o printr situație dificilă în viață și simte că este în valea umbrei morții, există un duh al fricii care vrea să pună mâna pe acel credincioș. Și este într-un mod normal. Pentru că frica vrea să-și facă și ea cuibul în viața noastră și vrea să ne prindă pe cât mai mulți. Dar uitați ce spune Biblia. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, slăvit să fie în numele Domnului. Înțelegeți, dragi frați și surori, în viața noastră poate să stea duhul de frică sau poate să stea prezența lui Dumnezeu. Aceste două prezențe nu pot să stea în viața credinciosului în același timp, împreună și să domnească. Doamne, am vrea ca prezența ta să fie mai mult în viața noastră, și orice duh de frică să fie dat la o parte. Spuneți-mi la lucrul acesta. Doamne, orice duh de frică. Îmi amintesc de un, o ilustrație a unui soldat în al doilea război mondial. Lupta, și armata cu care era el a fost cucerită. Și erau mai mulți soldați din aceștia care fiecare au zis, măi, hai să ne ascundem unde putem, că vin să ne caute. Vă dați seama, pe front, a găsit acolo, spune această ilustrație, spune că a găsit o gaură așa, o grotă, care era ca o peșteră, dar foarte, foarte mică. Și el, el fiind credincios s-a rugat și a spus, Doamne, s-a rugat sincer, s-a rugat din toată inima, vă dați seama când vine și spune uh, țeava la cap, s-a rugat și a spus, Doamne, te rog, păzește-mă și scapă-mă și s-a băgat acolo în, în acea mică grotă și veneau, auzea armatele care veneau să caute. Dragi frați și surori, cum stătea acolo, s-a coborât un paianjen de sus și a început să țese o pânză acolo la gura acelei grote. Și a început să, și el tremura de frică și vedea paianjen în fața ochilor care făcea acolo acea, acea plasă a paianjenului și mare acolo paianjenul stătea. Și au venit soldații. Și când a venit tunul, că erau cu armele, erau cu pușca, când a venit acolo și a văzut acea plasă mare de paianjen în mintea lui instinctual, a spus aici, sigur, n-a intrat nimeni. Că n-are cum să treacă prin plasă, instinctual. Și s-a întors soldatul și a plecat. Și a rămas acest, acest uh, camarad al nostru care credea în Dumnezeu, a rămas pur și simplu stuperfiat, a spus incredibil cum mi-a ascultat rugăciunea. A trimis Dumnezeu un, un paianje în care să facă acolo o plasă și l-a salvat. Vedeți, spune Biblia aici, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Slăvit să fie numele Domnului. De câte ori nu ne-a păzit Domnul de accidente? De câte ori nu ne-a păzit Domnul când ne-am învârtit cu mașina pe gheață, fără să vrem, pe autostradă și era să ne lovească tirul frontal? Așa am pățit, am zis, Doamne, vreau să văd mâna ta. Și am plecat pe autostradă, și când am ieșit o, o intrare scurtă, nu mi-am dat seama că era gheață pur și simplu m-a aruncat în mijlocul autostrăzii și un tir a trecut pe lângă mine. Și am spus, Doamne, dacă aici n-am văzut mâna ta, n-am văzut-o niciunde. Era să mă ia frontal și să mă arunce, dar Dumnezeu m-a păzit. Pe câți dintre dumneavoastră v-a păzit Dumnezeu și ați văzut mâna Lui în viața dumneavoastră? Ridicați ca mărturie, ca mărturie. Uitați-vă în jur, Dumnezeu, aproape la toți, dacă nu la toți, Dumnezeu a intervenit. Acest psalm al sufletului este o realitate. Când îl ai pe Domnul ca și păstora tău, dragi frați și surori, el izgonește zgonește și frica. Frica n-are ce să caute în viața creștinului. Poate unii dintre dumneavoastră nu aveți un job. Poate alții nu aveți un anumit lucru, poate vă doriți o biruință, nu știu ce, dar frica nu are ce să caute în viața credinciosului, ci din potrivă prezența lui Dumnezeu să fie în viețile noastre. Spuneți amin la lucrul acesta. Și mai citesc, mă apropii de încheiere, citesc psalmul 84 ca și încurajare. 84, versetul 5 și 6. Spune Biblia, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia vala plângerii, o prefac, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Doamne, ajută-ne să fim acei credincioși când trecem prin valea plângerii, să o transformăm, să nu ne transformă ea pe noi, ci să transformăm noi valea plângerii într-un loc plin de izvoare. Și aș vrea să citesc și ultimul verset din Psalmul 23, care îmi place foarte mult. Psalmul 23, cu versetul 6, spune așa: Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate. Zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ăsta este, este un verset extraordinar. Vedeți, zice Biblia aici, da, o afirmație puternică. Da, eu vă citesc pe românește. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Dragi frași și surori, Vedeți, ne aducem aminte din Biblie deologul care era la poartă și era acolo poate cu, cu rogojina lui, de paie. Și mergea în fiecare zi acolo și se punea pe rogojina lui și cerea de milă. Și nu numai atâta că cerea de milă, acel om care era pe rogojină era apăsat în sufletul lui. Și ducea acea rogojină și se târa, târa piciorul după el ca soldatul de la plevna, îl târa după el și mergea, poate, nici nu poate târa uh, acea, acea rogojină. Dragi frați și surori, era apăsat. Era apăsat. Și m-am gândit, oare câți creștini în ziua de astăzi nu sunt apăsați în sufletele lor? Câți credincioși? nu sunt, au o stare lăuntrică de, de apăsare. Câți credincioși nu s-au obișnuit cu amăreala, nu s-au obișnuit, obișnuit, cu o viață apăsată. Câți credincioși? Dragi frați și surori, versetul acesta care l-am văzut aici spune, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Pe tine, în sufletul tău, trebuie să te însoțească fericirea și îndurarea să ai fericire. Prea ne-am obișnuit cu apăsarea. Prea ne-am obișnuit cu depresia de parcă trebuie să stea în viața noastră. Dragi frați și surori, vreau să vă încurajez, să vă invit. Haideți să ne obișnuim și cu fericirea. Ce ziceți de lucrul acesta? Ziceți amin la lucrul acesta. Eu spun amin din toată inima. Trebuie să ne, să ne obișnuim și cu fericirea. Nu numai cu apăsarea, foarte mulți oameni uh, sunt atâta de apăsat, și spune Ioan 10 cu 10, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Nu? Asta face diavolul. Dar eu am venit ca oile să aibă cum? Viață și să o aibă din belșug. Așa spune cuvântul Domnului. Și Psalmul 23 cu 6 spune, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Planul lui Dumnezeu nu e apăsarea pentru mine și pentru tine, ci o viață din belșug, o viață spirituală din abundență, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. Spuneți amin la lucrul acesta. Și aș vrea să închei cu o ilustrație, cred că am mai spus-o în urmă cu 2 ani de zile, în luna ianuarie, în mijlocul nostru, dar o repet acum, sunt mai mulți frați noi, mie îmi place să mai merg în vacanță la pescuit. Și mă mai duc la pescuit acolo pe pier și știu că mai sunt frați, prieteni care mai aruncăm undița împreună. Când am fost pe pier acolo, este o mare plăcere pentru mine, mă încarc emoțional. Uh... Vin copii, vin părinți copii și mai prindem câte așa, câte un peștișor mai mic. Un baby shark și vin copii și pun mâna pe, pe acel, acel pește. Este o adevărată bucurie când îi vezi pe copii cum se, uh, cum se bucură. Și am fost într-una din aceste zile pe pier să pescuiesc. Și când eram pe pier acolo, să vedeți, s-a pus lângă undița mea un pescăruș. Și m-am uitat la el. Era săracul pescăruș, cred că a alergat după ceva uh, momiala a, păstori, a, a pescarilor, raza zic, a păstorilor, a pescarilor și nu știu cum s-a uh, prins în acel uh, ghem de uh, nylon și când m-am uitat la el așa mai, mai atent, am văzut ghemul acela de nylon încrețit la picioare, încrețit pe aripă, încrețit la cioc și era așa mai pricăjit puțin și m-am uitat la el și așa dintr-o mică privire am zis, măi, ești încălcit, dragă pescărușule. Și nu numai atâta, dar am avut un imbol lăuntric și cred că Duhul Sfânt mi-a spus, a zis, prinde-l și operează-l. Și vă mărturisesc că atunci am fost prima dată chirurg. Și instinctual am sărit și am prins pescărușul Și desigur am mai avut acolo colegi cu care m-am prietenit de undiță Și cred că și în mintea lor a fost același lucru Și am scos din trusa mea de pescuit o forfecuță Și vă spun că s-au strâns acolo copii, oameni Care și-au dat seama imediat despre ce este vorba Pescărușul nostru era prins în niște lanțuri, în niște mreje În nailonul de pescuit și nu mai putea să aibă o viață din abundență și acel instinct care l-am avut să-l prind pe și a fost într-adevăr de la Domnul. L-am prins, colegul a venit acolo și am spus, acum auzi, ține tu pe scărușul că eu scot farfeca și-l operez. Și au venit oamenii, gură casca acolo și așa bucuria am avut. Vă spun înaintea Domnului, nylonul a intrat în picioarele pe în carne și la cioc a intrat sus la baza ciocului și nu mai putea să deschidă ciocul dar în acele momente am avut așa o, cum să vă spun, o dorință să-i liberez acel pescăruș de toate legăturile lui. Și am scos frumos toate legăturile din piciorul pescărușului. Și din aripă și de la cioc. Și apoi m-am uitat la el și am spus, ești liber. Ești liber să trăiești o viață de bucurie și din belșug. Și apoi, desigur, colegii care au fost acolo, cu toții ne-am bucurat. Dragi frați și surori, spun această ilustrație pentru că marele chirurg nu este omul, este Duhul Sfânt. Și mulți dintre noi suntem ca cel pe scăruși care suntem prinși de anumite lucruri. Aș vrea să vă spun că Duhul Sfânt vrea să ne libereze pe toți. Duhul Sfânt vrea să ne prindă pe toți și vrea să ne redea acea fericire și bucurie care vine numai de la El. Spun slăvit să fie în numele Domnului. Dacă cineva este în această zi apăsat în suflet, legat cu anumite lucruri, cereți de la Dumnezeu eliberare. Fă în inima ta o simplă rugăciune și spune, Duhul Sfinte, operează-mă și pe mine să fiu liber. Și când Duhul Sfânt ne operează, vom fi liberi și vom avea o viață din belșug aș vrea să invit echipa de închinare, haideți să închem această seară frumoasă, care am avut-o în prezența Domnului, cu o cântare, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, ne rugăm ca Domnul să fie acela care continuă să fie păstorul nostru. Așa spune Biblia, Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Este foarte important să ținem uh, acest verset aproape de sufletul nostru. Dacă diavolul, în următoarea săptămână, vă va provoca, vă va, vă va hărțui cu ceva, declarați acest lucru. Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Haideți să închem această seară frumoasă cu o cântare, iar apoi împreună să mulțumim Domnului pentru acest timp de har pe care l-am avut în prezența Lui.